Salutare cutiașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel Ca să primiți toate notificările Pentru că astăzi o să ne jucăm un minigame super super tare În care hoții vor intra peste noi în casă Babă, o să fie foarte amuzant O să mă duc aici să văd dacă prind și eu acest camion frate Și am reușit să îl prind Wopo Hai să vedem unde ajungem Cred că acum o să înceapă Ia să vedem Da frate <laughs> Punga este aproape cât mine de mare Și cică Salutare Bine ai venit la noua ta casă Deci aparent asta o să fie noua mea casă Și cică sunt snacks ascunse What? Hai să căutăm snacks-urile, frate! Am nevoie de snacks-uri! A, și pot să apeși pe chestia, uite, pot să deschizi astea. Am găsit, am găsit un măr, super! Nice, ia să vedem ce mai găsim pe aici. Boi, deci putem să căutăm o grămadă de chestii aparent în frigider. Poate găsim ceva, A, uite ce e rețetă, băi! Poți să gătești dacă vrei. What? Cât de jmecher, frate. Ok, așa e o, e o ușă închisă aici. Cred că trebuie să vină cineva cu cheia. Pare că a găsit cineva cheia, văd acolo în dreapta, însă trebuie să vină să deschidă ușa, să mergem în pivniță, în beci. Hai să mă duc să văd camera roz. Poate aici e patul meu. Cred că trebuie să mă duc să-mi iau patul. A, da, bă. Gata, mi-am luat un pat roz Oh no <laughs> Băi, vreau un pat verde Gata, ăsta e patul meu Aici în camera verde Așa frate, ia uite cineva face baie Băi, nicio treabă E nebunie mare aici Ok, hai să vedem dacă reușim Să ajungem în uh, Pivniță A venit cineva cu cheia din pivniță, bro? Sunt curios dacă a deschis cineva ușa Oh nu, încă este închisă ușa Hai să caut puțin și insertare astea Să văd dacă găsesc chestii Ok, nu e nimic aici Băi, o okay cheiță aș vrea Astea sunt goale toate, băi? Da, bă Sunt absolut toate, toate goale Și cred că începe nebunia acum Cred că începe nebunia Ia să vedem S-a întunecat afară Și că iau un loc la masă Hai să mergem la masă, prieteni Gata, boi, m-am pus eu aici la masă cu toată lumea. Oare ce se întâmplă? Stăm să povestim la masă? Cred că o să fie super, super interesant. Nu mai prea am energie. Acum văd acolo în stânga am o energie și mi se cam gata. Oh, nu, frate. Mamă, sper să nu rămân fără energie. Ce că e cineva la ușă? Oh, nu, vin hoții peste noi. Ia să vedem, e cineva la ușă sau nu? Ia uite, deschide cineva ușa. E băiatul cu pizza. A comandat cineva pizza, gen? Eu n-am comandat pizza, frate. Sincer vă spun. Deci a venit băiatul cu pizza. Opa! Opa! Avem pizza aici! Opa! Ia uite ce bucată mare am prins de pizza și ce bucată mică am prins fata asta! Ok, bro! Mamă, cât de tare! Cred că ar trebui să mă duc să mă pun undeva jos ca să mi se încarce și mie energia, poate... Mi se încarcă dacă stau aici? Băi, nu cred. Pauli, mama, poate ar trebui să mănânc mărul ăsta. A, dacă mănânc mărul îmi crește energia. Ce s-a întâmplat cu lumina? Stai puțin. Ce s-a întâmplat cu lumina? Și fii atent, avem breaking news în 20 de secunde. Oh, nu, se întâmplă chestii mult prea creepy aici. Ea să mă pun din nou și vreau să mă uit să văd ce se întâmplă la TV. Mai avem încă 4 secunde, frate, încă 4 secunde și se întâmplă ceva. Oh, nu, oh, nu. Ia să vedem Televizorul are o grămadă de porci. Oh no Emergency oh, E ceva de urgență frate Hi, A început părgiu Judecata asta e noaptea judecății bro Mamă și că, că hoții ăștia răi vor să distrugă jocurile de Roblox Este foarte, foarte grav ce se întâmplă și periculos Și că țineți ușile închise și ferestrele închise Mamă, și liderul lor este înfricoșătorul Larry Serios? Mamă Oh, nu, și nu am nimic cu care aș putea lupta. Ci că sper că nimic nu o să se întâmple. Și eu sper că nimic nu o să se întâmple. Sincer să fiu. Hai să mă duc aici în partea asta. Ok. Mă duc să mă pun în pat. Mă duc să mă pun în pat, frate. Trebuie să mai stau un pic să dorm. Ai, e frate, gata. M-a luat somnul. Bă, e ca un cu cutremur ceva. Au oh, nu frate Mamă Eu un hoț în casă a intrat peste noi în casă hoțul Au oh, nu au oh, nu au oh, nu Mamă și cum mă bat cu el Cred că trebuie doar să fug eu nu am bătă frate Uu, Noroc că au avut bătă, Băieții ăștia mai mari Dacă nu aveau bătă, S-ar fi zis cu noi bro Băi bine că au scos băta La hoțul ăla Deci a intrat pe fereastră ia uite că e spartă fereastra Mamă, și scrie acolo sus, camera verde a fost atacată azi noapte. Toată lumea a supraviețuit. Ok, deci am reușit să supraviețuim. Poate pot să-mi iau un lemn de asta, Da, bă. Și ce fac cu lemnul? A, trebuie să punem la ferestre. Stai așa că punem peste tot la ferestre, bro. Mamă mia. Nu pot să mai pun mai mult Bada, 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 stai Așa că baricadez toată, toată fereastra Mamă Cred că e gata sau mai trebuie să mai iau Nu mai pot să mai iau, a? Bada, 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 Am mai luat un, uh, un lemn Ok, hai să mergem la ușă Mă duc la ușă să baricadez ușa Sper să rezist, frate Mamă, m-a pus cineva, dar parcă Nu a pus chiar destul Stai, așa că baricadez eu ușa asta De tot, de nu mai poate Să intre nimeni Gata, am mai luat încă un lemn Mai pot să mai pun aici? Nu mai merge, cred Hai să mai punem aici la fereastră Mamă, și fereastra asta cred că e baricadată de tot Băi, astea nu sunt baricadate Oh, nu, oh, nu, oh, nu, cineva să mă ajute Nu sunt toate, toate ferestrele baricadate Puneți și aici, frate Băgați peste tot lemne Băi, dar nu le baricadează cum trebuie Oh, nu Trebuie să mai punem și aici niște lemne ah, m-am pus lemne ca lumea acum Așa, da, frate Avem și aici puse lemne Nu mai pot să mai pun aici, bun, ok Și hai să mai căutăm să vedem dacă mai sunt locuri Care nu au fost baricadate Ușa asta merge baricadată? Nu Ok, acolo și că trebuie să mergem mai târziu, cred Hai să ne mai uităm pe aici Da bă, cred că am baricadat toate, toate geamurile și bușile și ce se poate baricada Ok A bă, nu, ăsta nu e baricadat destul Sau nu mai merge Nu mai merge baricadat, frate Oh, nu Cred că o să intre cineva pe acolo, sincer vă spun Așa cred Asta e baricadat cum trebuie S-a făcut târziu foarte foarte rapid Mai sunt încă 3 felii de pizza Mamă trebuie să mănânc Și să văd dacă mai pot să mai iau o felie de pizza Oh no nu. nu știu dacă trebuia să mănânc pizza Acum mi-am dat seama Sunt 3 felii și trebuie să le împărțim Cine o să ia felia de pizza Please Eu vreau pizza Eu vreau bucata de pizza cum împărțim pizza asta? Ok, cred că am prins pizza, prieteni Da, frate uh, da, am primit felia de pizza ha, <laughs> Am o felie de pizza nouă Ceea ce e super bine pentru că am o groază de energie Bine, să hai să vedem ce se mai întâmplă Cică, De unde vine lumina asta? De unde vine lumina, bro? Oh, nu! Vedeți ce e afară? Mamă, sunt hoții aceia, sunt afară, dar nu au cum să intre pentru că am baricadat totul. Hai să mergem repede în pat și trebuie să ne protejăm prietenii. Au, oh, nu, frate! Hai la somnic, mergem repede către pat. Patul meu este aici, în camera verde, și m-am pus la somnic. Sper să nu vină hoții aceia să ne jefuiască sau ceva. Băi, cred că, cred că a intrat cineva iar în casă. Cred că e cineva în casa noastră, frate. Dar nu e în camera noastră. E un hoț, dar e în altă cameră. Și noi nu putem să, să ieșim. Și aparent a picat cineva acolo, bro. Deci hoțul a doborât o persoană, să înțeleg. Ok, cred că o să se deschidă ușa acum, da. Și ia uite, uh, camera albastră a fost... Uh, a fost atacat azi noapte și toată lumea a supraviețuit. Stai ce? Asta înseamnă că a fost, a, a fost lăsat la hoțul înseamnă. Mamă. A, deci pe aici au intrat. Pe aici au intrat, bro. Cred că trebuie să mergem acum în beci. Hai să vedem. Da, bă. Cred că mergem în beci. Ne ascundem în beci de ei. Holy mama. Hai să mergem în beci cu toții. Gata, e deschisă ușa de la beci. Și ce că cred că este un om rău jos în beci. Oh, nu! Oh, nu! E cineva în beci, frate? Se ascunde cineva acolo? Mamă, s-a auzit un sunet ceva. Mergem în beci? Băi, da, e ușa deschisă. Trebuie să ne furișăm pe aici. E un câine? Oh, nu! E cineva care ne dă bucata! M-a omorât! Bă, era cineva în beach. Wait for others, ce înseamnă asta? ah, m-a trimis aici, sunt o fantomă. Oh, no, bro. Băi, deci nu-mi vine să cred, a fost insane jocul acesta. Am încercat să rezist, însă aparent era cineva jos în beci, frate. Cam acesta a fost episodul cu dinașilor. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Hoții au intrat în casă și mi-au dat bucata. Să nu uitați să rupeți like-ul acela blană, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!